aveți propuneri de proiecte menite să ducă la dezvoltarea orașului nostru, ei bine, atunci puteți să le treceți pe hârtie și ulterior le puteți depune la centrele de cartier. Soluțiile cele mai bune și fezabile, de exemplu pentru amenajarea de parcări, spații verzi, locuri de joacă sau reabilitarea unor drumuri, vor fi analizate de către consilierii din primărie și introduse în ședințele de Consiliu Local spre aprobare. Primăria nu are deocamdată și un buget alocat pentru anul în curs, economiștii abia din această săptămână urmând să facă și calculele aferente. De astăzi, propunerile pot fi înscrise pe o platformă online deschisă de primărie până pe data de 20 ianuarie. Vă că nici până această dată noi Iași nu avem proiectul de șosea de centură. Le-a trebuit un an de zile să-l lanseze, l-au lansat, l-au oprit. Acum nici nu mai știm ce este cu el, o să vedem imediat după ce se apucă de treabă nouul guvern în anul acesta și să vedem ce se întâmplă cu celelalte proiecte de infrastructură mare pentru Moldova. Autostrada, care din ce în ce mai mult o aclamează lumea ca fiind necesară, și Spitalul Regional de Urgență, care sperăm să fie intrat pe linia cea bună.